Morning, everybody. Bună dimineața tuturor, stimate viceprim-ministru. Pentru că și doamna guvernator este conectată cu noi, doamna guvernator, stimați parteneri, colegi, reprezentanții mediului academic, văd o sală plină, ceea ce este întotdeauna foarte bine. O sală plină de colegi cu care conlucrăm pe aceste chestiuni pentru a promova creșterea dezvoltării Republicii Moldova. Cred că este, sper să fie un început bun de săptămână, suntem luni de dimineață, pentru că discuțiile pe care le vom începe astăzi ne vor ajuta să identificăm mai multe probleme, provocări, dar și vom vorbi și despre oportunități de dezvoltare. Deci despre ce vom discuta noi astăzi? Despre memorandumul economic de țară pentru Republica Moldova. Echipa noastră îl va prezenta. Acesta este ceea ce noi numim raportul de creștere pentru Moldova. Acest raport, de regulă, este o diagnoză esențială care identifică problemele cheie în dezvoltare economică, dar și provocările care trebuie deci abordate. Va fi o prezentare a unui raport adițional privind analiza lanțului valorice globale, ceva ce noi am făcut la solicitarea guvernului, adică industria automobilistică și un alt sector. Deci sperăm că acestea vom reuși să le discutăm, dar nu doar acestea, pentru că discuțiile trebuie să continue. De asemenea, relevanța și momentul în timp ales pentru acest memorandum economic este foarte oportun. Este un semnal că sunt foarte multe provocări care ne stau în față, dar vom reuși să le facem față și noi la Banca Mondială ne bucurăm că avem aceste oportunități să colaborăm strâns cu guvernul. Dar noi de asemenea sperăm că acest memorandum economic de țară va putea să ajute Moldova să-și pregătească planul de creștere și facilitatea și sperăm că prioritățile identificate sunt realizabile în cadre de timp concret și acea facilitate de creștere va fi una bună. Deci vă îndemn să avem discuții active și interactive și sperăm să, ca acestea să ne ajute să identificăm prioritățile pe care să le abordăm împreună cu guvernul. Deci încă o dată vă mulțumim că ați venit și sunt sigură că cu noi sunt și online conectați, domnule ministru. Da, vă mulțumesc foarte mult, Inguna, stimați colegi, este o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Și vă mulțumim pentru sprijinul acordat de-a lungul acestor ani și pentru parteneriatul în cadrul căruia am colaborat. Adică Moldova a colaborat cu Banca Mondială. Eu eram încă în generația tânără când a început, dar mai este încă mult de lucru în față, deoarece această țară are nevoie cu disperare de reforme economice, de o regândire. Deoarece tendințele actuale și motoarele de creștere în prezent nu sunt suficiente și îmi dau seama că poate pare prea ambițios sau poate nemodest când spun că avem nevoie de o creștere accelerată de 8-10% pe care trebuie să o menținem pe durata următorului deceniu, dar în același timp aceasta ar fi unica șansă pentru Moldova. Noi nu ne putem permite să gândim în termeni mai modești. Coșmarul nostru cel mai mare este să avem o creștere doar de 2-3% pe an. Și asta ne va garanta că Moldova va rămâne una din cele mai sărace țări din Europa și peste 10 ani. Nu ne putem permite acest lucru, de aceea
trebuie să vedem cum regândim tendințele pe viitor și ca să vedem nu dacă acest lucru este posibil sau nu, ci să ne gândim ce trebuie să facem pentru a continua să promovăm, să stimulăm potențialul economic. Și aceasta, aceasta trebuie să fie o discuție constructivă și pentru aceasta noi implicăm și mediul academic, societatea civilă, partenerii de dezvoltare, ca să venim cu soluții și nu doar cu afirmații privind fezabilitatea acestui deziderat, pentru că iarăși noi nu ne putem permite să operăm cu termeni motești. De aceea acest memorandum reprezintă o oportunitate de a reflecta și a ne gândi unde ne aflăm la moment și de a identifica acele reforme principale și domenii de intervenții în care să mergem înainte și să poate să împingem acest plafon al creșterii și mai sus și să ne gândim cum poate aceasta să sprijine potențialul de creștere economică, pentru că actualmente potențialul este destul de modest. Noi am identificat acele motoare de creștere, acele forțe motrice de creștere care gradual trebuie să crească acest potențial de creștere, pentru că să ne uităm unde ne aflăm la moment, cum stau lucrurile. Nu avem piață de capital, nu avem o bursă Moldova și asta ne costă pe noi mult. Adică în ce își pește venituri ratate, creștere ratată. Productivitatea muncii la noi trebuie să fie îmbunătățită și nu e o conversație aici despre crearea noilor locuri de muncă, deși cu toate investițiile pe care le atragem, cu oportunitățile pe care încercăm să le creăm, totul se reduce la crearea locurilor de muncă, dar este vorba de locuri de muncă productive, în sectoare productive, ceea ce înseamnă că noi trebuie să facem o convergență a productivității cu sectoarele UE. Și în unele sectoare suntem de câteva ori mai puțin productivi per oră decât sectoarele similare din UE. Deci este un potențial de creștere aici. Acum, ca să vorbim concret despre anumite sectoare, sectorul industrial a fost ignorat, din păcate, în ultimele 3 decenii în Moldova. Și nu e de mirare că an după an a fost oarecum în cădere liberă industria. Deci ce avem noi acum? Avem o viziune clară privind sectorul industrial, cum îl putem reanima pentru a majora contribuția sectorului industrial la PIB de la 8% la cel puțin 11% în următorii 3 ani. Or, acesta este doar începutul. Și pentru asta noi am elaborat programul de dezvoltare industrială, în care avem o viziune clară privind parcurile industriale, am modificat legislația, am adoptat prima schemă de ajutor de stat și discutăm acum cu Ministerul Finanțelor privind detaliile acesteia. Însă, dacă noi ne dorim să vedem sectorul industrial să vină cu mai bună contribuție la PIB și să majoreze, să ajute la majorarea salariului mediu și să crească potențialul de export, atunci trebuie să adoptăm măsuri care și-au dovedit eficiența în alte țări. Or, noi asta facem acum. Deci la fundament trebuie să avem, adică să avem o legislație clară care să încurajeze investițiile private, individuale și noile intrări în economie și vorbesc despre agenda de dereglementare și digitalizare. Conform estimărilor noastre, doar reformele efectuate în această perioadă au avut un impact de 1% pe an, adică este vorba de volumul economiilor pe care antreprenorii le-au resimțit datorită acestei agende. Și, bineînțeles, toate acestea se bazează pe concurența liberă, pe
piața liberă și flexibilă. Avem o agenda clară în fiecare dintre aceste sectoare pentru a sprijini economiile noastre să acestea să crească mai rapid. Pentru că, iarăși, nu sunt doar dorințe ce spun acum sau aspirații, ci sunt progrese pe calea aderării la UE. Deci avem, au fost 13 țări în ultimii 20 ani care au fost pe această cale și ce am văzut în cazul acestor a fost o creștere accelerată în perioada cu câțiva ani înainte și câțiva ani după aderare la UE. Și noi exact suntem în acest moment de punct de plecare în care trebuie să pornim câteva motoare forțe de creștere și anume aceasta se va vedea Moldova în următorul deceniu cu politici smart, cu politici inteligente și o reformă de agenda. Deci această viziune de asemenea este inclusă în planul de creștere pe care în prezent îl elaborăm împreună cu partenerii din Comisia Europeană. Unde acele intervenții care au potențialul de a avea impact mare asupra creșterii vor fi prioritizate și vor fi accelerate ca să putem demonstra beneficiile acestora pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Mulțumesc și într-adevăr e luni dimineața, e de vreme încă, dar aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom avea. Mulțumesc foarte mult, doamna Inguna, stimate viceprim-ministru, bine ați venit la acest eveniment. Și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta acest eveniment. După cum a spus Inguna, memorandumul acesta este o diagnoză esențială a sectorului economiei, deci care înglobează mai multe elemente cum diagnosticul sectorului privat, apoi un alt raport privind impactul schimbărilor climatice, apoi avem trei aspecte de acoperit în acest raport. Primul este acei factori care au mobilizat creșterea în trecut, apoi reformele, pentru că veniturile creșterea să meargă în convergență cu cele din UE. Deci, ca să încep cu motoarele de creștere din trecut. În trecut, Moldova a avut o creștere puternică între anii 2000-2021, care a fost datorată remitențelor. În aceeași perioadă PIB-ul pe cap de locuitor a crescut la 1000 de aproape 5%, ceea ce a redus semnificativ nivelele de sărăcie din țară de la aproape 19% în 2000 la mai puțin de 10% în 2021. Pe slide-ul din stânga jos, vedem că această creștere a stat datorată acumulării de capital care a fost complementată de o creștere a productivității datorită tehnologiilor importate. În contrast cu aceasta, după cum vedeți în acest grafic, bara verde închis, sectorul muncii a contribuit puțin și a fost negativ în ultima perioadă datorită fluxului emigrațional. Acesta s-a reflectat și în graficul din dreapta, care ilustrează schimbarea din productivitatea sectorială și angajarea în câmpul muncii, care indică că productivitatea sau creșterea în domeniul agriculturii a fost puternică, ca rezultat al promotării, deci deplasării forței de muncă spre sectorul industrial
deoarece productivitatea, serviciile erau inițial mai, la nivel mai înalt. Însă aceasta nu a sprijinit creșterea productivității în servicii care este necesar pentru economia în tranziție, iar nivelele de productivitate s-au aplatizat pe parcursul timpului. Dacă ne uităm la productivitatea muncii din Moldova, vedem că aceasta a rămas destul de redusă comparativ cu țările din vecinătate. Pe graficul din stânga vedeți că productivitatea muncii s-a triplat între anii 2000 și 2019, însă la acest nivel de productivitate este doar abia la nivel de 40% comparativ cu cel al României. Această convergență a fost afectată de productivitatea scăzută a serviciilor și în sectorul industrial, unde productivitatea muncii doar s-a dublat în perioada respectivă, pe când în agricultură a crescut de 6 ori. În acest memorandum, noi argumentăm că acest model de creștere nu este unul sustenabil pe viitor. La rata actuală, acest decalaj de creșterea productivității în sectoarele non-industriale se va accentua. Știm că există și presiune demografică, populația este în scădere și poate și mai important faptul că acest model de creștere nu a creat locurile de muncă pentru, care sunt necesare pentru economie. De aceea, noi venim cu argumente că, în acest memorandum că trebuie create mai multe locuri de muncă în sectorul de producere și servicii. În acest memorandum am analizat factorii care afectează această creștere sau rețin această creștere a productivității și utilizăm date pentru a verifica dacă s-au înregistrat îmbunătățiri la capitolul productivitate și dacă a crescut productivitatea mutând resursele de la sectoarele sau de la domeniile mai puțin productive la cele productive și, într-adevăr, resursele trec de la firmele, de la companiile mai puțin productive la cele mai productive. În graficul de sus, vedeți că creșterea productivității la companii, la întreprinderi, a fost pozitivă în 2016, dar după anul 2016, această eficiență de alocare a devenit negativă, adică tot mai multă forță în muncă se deplasa către sectoare mai puțin productive, ceea ce se ilustrează și în graficul de jos, unde vedeți că forța de muncă s-a deplasat către sectoarele mai puțin productive, inclusiv servicii administrative, servicii personale și locuințe. În acest memorandum mai prezentăm argumente pentru faptul că una din cauze pentru această productivitate scăzută este ineficiența economice, dar și lipsa de concurență. De exemplu, în Moldova noi vedem că piețele dețin putere de piață semnificativă. După cum vedeți și în grafic, în Moldova adăusurile economice, deci sunt aproape duble față de cele în alte țări. De aceea, liderii de piață din Moldova au putere considerabilă, deși productivitatea stagnează. Deci, productivitatea întreprinderilor mici este mai mare, însă acestea nu amenință companiile mari de pe piață. De asemenea, noi înțelegem că acestea sunt prezente în monopoliile naturale,
De asemenea, observăm că acestea sunt se găsesc printre trei cele mai mari firme, așa întreprinderi, așa numitele SOE-uri. Și asta duce la o creștere mai redusă și o productivitate mai redusă. Deci, o altă constrângere pe care o găsim în acest memorandum, care vizează creșterea, care afectează creșterea productivității, este cantitatea redusă și calitatea redusă a infrastructurii și a serviciilor de infrastructură, deci inclusiv servicii rutiere și feroviare slabe. Apoi, securitatea energetică, accesibilitatea, reprezintă o constrângere pentru competitivitatea economiei, deși au existat reforme semnificative în acest domeniu. Și pe final, dar poate cel mai important, cel mai mare obstacol pe care întreprinderile le-au menționat a fost forța de muncă cu abilități inadecvate, deci cu aptitudini inadecvate. Acest lucru ne-a fost semnalat ca fiind o problemă în calea productivității. Acum voi trece, adică de fapt îi voi preda colegului meu Marcel, care va vorbi mai mult despre reformele care sunt necesare pentru a ne apropia de nivelele de venituri medii din UE. Da, mulțumesc, bună dimineața, vă spun și eu. Partea bună, și cum afirmăm noi în acest memorandum, este că Moldova poate să crească la mai mare de 5% și să atingă nivele UE pe parcursul unei generații. Pentru că acest lucru să se întâmple, Moldova trebuie să urmească mai multe priorități, crească productivitatea, investiții în infrastructură și îmbunătățirea capitalului uman. Și ultimul, cred, considerăm că va avea cel mai mare impact asupra creșterii pe termen lung, a fost, adică acum voi trece să vorbesc despre perspectivele pe sector, ce considerăm noi privind sectoarele respective. Noi am analizat modul în care Moldova poate să-și diversifice potențialul economic. Noi am examinat produsele din Moldova și am identificat o listă a acestora, unele dintre aceste produsele care se află la periferia spațiului de produse, care este, vedeți, ilustrat și pe grafic. Aceste produse sunt produse de complexitate redusă, dar au fost identificate și produse în centrul spațiului de produse, care se consideră a fi mai complexe. Deci, noi am examinat două produse pentru analiza ulterioară, adică sectorul automobilelor și sectorul farmaceutic. Acestea două fac parte din politica industrială aprobată recent de autorități. Primul, sectorul automotiv, aici mai concret este vorba despre cablaje pentru circuitul auto, mai mult pentru piața UE. Vedem aici că segmentul de analiză al lanțurilor valorice globale. Important de menționat aici că Moldova este pe segmentul electric și electronice, ori acest sector este important pe viitor, pentru că odată cu introducerea vehiculelor electronice, acest segment
va reprezenta 50% din costurile de producere. Moldova deja se află în acest sector, însă doar pentru la partea de cablaje auto. Care sunt constrângerile pentru dezvoltarea în acestui sector și în calea integrării în această industrie? Iarăși, constrângerile ce țin de forța muncii, este un deficit de forță de muncă calificată, reținere la vamă, constrângere de infrastructură, infrastructura de transport, unde Moldova iar stă destul de prost la multe aspecte, și mediul de afaceri. Noi deja cunoaștem care este situația privind investițiile străine directe și climatul investițional în Moldova. Apoi să ne uităm la lanțul valoric în domeniul farmaceutic și în viziunea noastră acest domeniu este mai dificil, cu mai multe provocări pentru Moldova, deoarece doar câteva țări în curs de dezvoltare au reușit să intre cu succes în acest lanț valoric global. De regulă, aceasta s-a făcut pe o piață locală mai mare și în baza unor programe de achiziții guvernamentale. Și asta face mai dificilă intrarea noilor veniți, precum Moldova. Însă, în același timp, noi am examinat care ar putea să fie provocările sub aspectul concurenței, sub aspectul, adică, produselor, formulării produselor, ambalării și produselor finite. Apoi am văzut că riscurile investiționale sunt destul de mari în Moldova. Moldova, potențialul Moldovei de a atinge economii de scară este destul de mic, deoarece dimensiune, din cauza dimensiunii mici a țării Moldovei. Apoi se mai adaugă și probleme legate de capital uman, migrația mare, apoi infrastructura și logistica. Și aceasta din perspectivă sectorială, din două perspective diferite, noi am descoperit trei categorii care se reliază foarte bun cu perspectiva mai generală în ceea ce privește recomandările. Dacă ne uităm de sus în jos și jos în sus, am ajuns la aceleași domenii pe care Moldova trebuie să le abordeze. Principal punctul aici este că nu există soluție ideală și dacă se dau facilități la un sector, nu se va produce motoare de creștere pe termen lung, dar trebuie să se facă niște reforme mai generale. Trebuie să lucrăm cu capitalul uman, fortificarea colaborării între companiile private și instituțiile educaționale, să se facă stimuli pentru reținerea profesioniștilor. Apoi infrastructură, aici putem să vorbim despre optimizarea procedurilor vamale și să investim. Trebuie să dăm atenție specială surselor renovabile de energie. Și a treia categorie este mediul de afaceri și promovarea investițiilor. Aici, după cum s-a menționat de la început de domnul ministru, este important să ne axăm pe birocrație, fortificarea transparenței și în acest scop considerăm că agenda digitală este extrem de importantă. Deci, pe scurt, aceasta este opinia noastră, viziunea noastră, această abordare de sus în jos și noi înțelegem că acestea sunt recomandări de nivel destul de înalt, dar v-am vrut să le includem, după cum a spus Singonu, să avem o propunere mai detaliată pentru aceste recomandări pe care le-am discutat în altă ședință cu colegii noștri de la Ministerul Economiei. Vă mulțumesc! My name is Rachela Miralles.
Eu sunt Graciela Miraes, eu sunt economist principal de la departamentul FCI a Băncii Mondiale, departamentul competitivitate și inovații. Deci ce am vrut noi să facem astăzi cu această masă rotundă și în primul rând să vă mulțumesc tuturor, am vrut să discutăm care sunt stimulii de creștere pentru Moldova în contextul acestui memorandum economic, dar din punct de vedere a reprezentanților sectorului public. Și iată de ce noi am adunat acest grup ilustru, avem foarte mulți vorbitori la masă și eu vreau să vă prezint înainte de a vă da cuvântul. Și vreau să spun acum, vă rog frumos să faceți un efort să fiți succinți în intervenția dumneavoastră, pentru că avem foarte mulți oameni pe care vrem să le dăm oportunitatea de a vorbi și vrem să vă rugăm să vă limitați la 2-3 minute per speaker. Și acum ne întoarcem la ce a spus domnul ministru Alaiba. Acum este momentul să ne gândim la reforme structurale, cred că este o modalitate fantastică să lăsăm discuția noastră și de aceea vreau să încep cu prima etapă, este aderarea la Uniunea Europeană. Mai avem unica persoană care nu a avut posibilitatea să vină astăzi, reprezentată Uniunii Europene, dar a vrut să participe la această discuție. Bună dimineața, colegii de la Banca Mondială, partener internațional, vicepreministru, colegii de la Institutul Economic, îmi cer scuze pentru că nu am putut veni și sunt în Bruxelles, este un seminar la care trebuie să particip, dar mă bucur foarte mult că pot să particip pe online și să subliniez puțin ce să vă așteptați la procesul de aderare la UE. Eu cred că după ce am ascultat la această prezentare foarte interesantă, eu vreau să spun că Moldova poate să copieze toate aceste recomandări și să le implementeze. Eu cred că aceasta este o hartă foarte bună pentru reforme. Acum vreau să vă reamintesc datele bază. Moldova a aplicat pentru ca membru pentru în 23, am început negocierile în iunie, am început screening-ul, ne uităm la cheul european și la cheul moldovenesc și la moment procesul este de fapt evaluat. Pentru a da un comentariu pentru autorități, aceasta este opinie Bruxelles-ului, deci ce am auzit eu de la mulți colegi, este că Moldova este foarte bine pregătită și foarte, așa, un angajament foarte puternic. Între timp, cred că s-a menționat mai puțin acest raport, dar cred că noi toți înțelegem că datele fundamentale, capitolele fundamentale sunt în achi și că și presupunem că putem să deschidem negocierile reale asupra clusterului 1 în 25. După cum au spus mulți dintre voi, aderarea la UE este un proces bazat pe merite și condus de calitatea și viteza reformelor din țară și UE are un angajament foarte puternic și cred că dacă ascultați la noul comisar, este foarte, foarte interesată să susțină toate țările în această cale. Deci avem raportul anual de monitorizare în care se vede progresul și se emit recomandări pentru toate 23 capitole și în acest an în acest raport, noi ne-am uitat la o parte din capitolul fundamental, și anume criteriile economice, și Moldova a făcut ceva progres în ceea ce privește economia de piață funcțională, dar mai puțin în ceea ce privește competitivitatea în UE și sunt necesare reforme majore pentru aderare și noi sperăm că, desigur, planul despre care voi vorbi mai târziu va ajuta. Deci, pentru a spune ceva evident și cred că deja s-a menționat mai devreme, țara trebuie să
să ajungă UE de investiții publice cu 3% de investiții publice din PIB nu este suficient, asta cred că este clar pentru toți. Și iată de ce Uniunea Europeană a propus un alt plan pentru Moldova în octombrie. Acesta este un pachet de investiții cel mai mare din independența Moldovei din octombrie. Pe de o parte va accelera dezvoltarea socioeconomică și reforma guvernului și de asemenea va facilita accesul pe piața unică și va majora asistența financiară. Eu nu știu dacă am timp să merg mai departe, mai detalii a planului. Nu, dar un rezumat. Atunci eu voi vorbi la general, dar după cum am spus, se majorează asistența financiară, ceea ce va contribui la reforme și investiții în drumuri noi, în infrastructură, în securitate energetică, spitale noi, accesul la finanțe și apoi vom lucra de asemenea o integrare a Moldovei în piața unică, înainte ca ea să se alăture UE, deci integrarea lanțurilor de livrare, de facilitare a conexiunilor de transport, piața digitală, de asemenea domeniul de unic de plăți, europlăți, și acesta este a doilea pilon și a treilea pilon, desigur, reformele. Și, desigur, nu trebuie să uităm investițiile, nu sperăm că vom putea spori cu prin acest plan investițiile și pentru a finaliza vreau să spun că aderarea la UE poate să fie foarte transformațională. În câteva exemple de la ultimele țări s-au aderat, asta a fost 20 ani urmă, dar oricum aderarea la UE poate să genereze cel puțin 20% de creștere națională penal plus finanțarea Uniunii Europene mai adaugă și încă niște procente din PIB. Mulțumesc foarte mult! Ne-a dat o listă foarte bună de reformă care a fost de asemenea identificată de memorandumul nostru și avem și o agendă ambițioasă să discutăm. De aceea vreau să pornesc această discuție cu domnul Pietru Rotaru, care este guvernatorul Băncii Naționale. Deci, noi știm că accesul la finanțe este parte din asta, dar vreau să-l întreb pe domnul Rotaru despre inițiativele cheie a Băncii Naționale ca să ne vedem ca Banca Națională să poate contribui la creșterea sectorului crediții din Moldova. Bună dimineața tuturor! Eu cred că Banca Națională este o instituție cheie pentru promovarea planului de creștere și cred că avem 3 piloni. Noi analizăm și promovăm acest plan de creștere. Primul pilon se referă la plăți. Avem acest plăți instante mie, avem rezultate bune. Am început în februarie și avem peste 300.000 de oameni care utilizează MIA și 700 de business utilizatori și acum trebuie să promovăm și să lucrăm cu băncile pentru a spori acest număr de utilizatori și a promova plățile prin codul QR, plățile instante între B2C și B2B. Și sunt niște rezultate bune pentru momentul, dar noi trebuie să îmbunătățim aceste rezultate pentru că MIA este o soluție pentru efectuarea plăților mai mici. Un alt obiectiv pentru Banca Națională este Open Banking. Open Banking, pentru care avem toată legislația pregătită și începând cu februarie 25 vom începe să lucrăm, să îmbunătățim Open Banking, care este o soluție foarte bună pentru afaceri, să facă plățile între diferite conturi, între diferite bănci și noi sperăm cu datorită sectorului bancar vom reuși să facem aceste lucruri importante.
un alt obiectiv pe termen scurt este SEPA. SEPA este de asemenea o soluție bună pentru afacerile noastre și acum lucrăm cu colegii la guvern pentru a ralia toată legislația, să fie pregătită, să o pregătim pentru îmbunătățirea, pentru să fim acceptați în SEPA. Un alt obiectiv, iarăși pentru sectorul privat, este identificarea la distanță a clientului. Noi avem destul de multe soluții tehnice, dar Banca Națională a aprobat săptămâna trecută legislația secundară pentru acest domeniu și acum noi lucrăm cu băncile pentru a spori și a utiliza acest instrument. Un alt pilon este Strategia Națională de Incluziune Financiară. Noi lucrăm cu Banca Mondială și alți colegi din guvern pentru a promova și eu sper că în 25 vom putea aproba această strategie și din punctul meu de vedere este un pas solid pentru business, pentru clienți, de a înțelege ce înseamnă finanțarea, cum putem să utilizăm toate soluțiile IT, pentru că trebuie să ca clienții să înțeleagă cum se utilizează. Și în ultimul rând, dar la fel de important, este că Banca Națională a lucrat ca să raliem legislația noastră cu legislația europeană și noi suntem principal subiect în trei capitole și acum lucrăm asupra alierii tuturor legislației noastre la legislația europeană și cooperăm cu alte instituții pentru a ajuta și pentru a face acest lucru. Deci asta a fost pe scurt, da, așa câteva exemple de reforme din sectorul financiar, noi vedem că se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Haideți să ne axăm pe unul din ele, care este Open Banking, pentru că SIEM vorbește foarte mult despre importanța competitivității, accesibilității pe piață și Open Banking, după cum știm, este unul din instrumentele cheie pentru a aduce mai multă competiție pe sectorul financiar, în sectorul bancar. Și aici chiar și Open Banking a fost răspunsul Guvernului Marii Britanii pentru la o investigație din sectorul bancar pentru a înțelege pentru ce este așa de multă concentrație în sectorul bancar și astfel Open Banking a fost una din soluții pentru a spori competitivitatea în sectorul bancar. Aceasta ne arată că mesajul sublinează încă o dată mesajul memorandumului. Vă mulțumesc pentru intervenție. Iar acum trecem la sectorul de telecomunicații, iarăși un alt sector foarte important pentru creșterea Moldovei. Noi vedem în memorandum că există o diferență semnificativă în spațiul rural și în cel urban. De exemplu, din punct de vedere al infrastructurii de broadband, vedem că există mult mai multă 80% din gospodările casnice au acces la internet acasă și 58% în localitățile rurale, în 21. Din această perspectivă, vreau să vă întreb domnul Sergiu Gaibu, directorul Agenției de Reglementare de telecomunicare și Ministrul Economiei, cum credeți că sectorul telecomunicării poate să ajute la dezvoltarea regională în Moldova? Vă mulțumesc mult. Deci, în primul rând, este foarte important să discutăm aceste subiecte a creșterii și cum să asigurăm această creștere. Este foarte important.
continuând în ceea ce privește sectorul financiar, Banca Națională a făcut foarte mult pentru a asigura că este un sector viabil, instrumente financiare într-o perioadă, într-un mediu foarte volatil, în special ultimii de ani. Asta nu este suficient, avem nevoie de instrumente adiționale, noi avem o piață de capital, cum a spus domnul prim-ministru, și va dura destul de mult timp, în special să avem un sistem bun judiciar și oricum va dura mult timp și această piață de capital, din păcate, va dura ceva timp să o dezvoltăm. Iată de ce va fi necesar să avem instrumente adiționale și cred că pentru guvern, secretarul de stat Repinte și Alina Cebătreva vă vor vorbi despre asta, cum are Germania, ceva similar cu Germania și Polonia. Și foarte interesant, am descoperit un proiect interesant în Coreea de cu Sud, în parteneriat cu Banca Națională. Poate putem și noi explorăm această opțiune pentru Moldova. De asemenea, apreciez foarte mult faptul că s-a făcut analiză sectorială, este foarte important, avem o strategie pentru dezvoltarea industrială, sectoarelor, și vreau să subliniez și să rog să se facă analiză chiar a produselor. Vă dau un exemplu foarte simplu, miere și prune sunt ambele în fructe, iar unul are foarte mult succes, pentru Moldova este competitivitatea foarte mică, iar prunele sunt un succes foarte bun. Moldova este foarte competitivă pe intern, valoarea per kilogram este mai mare, logistica este mult mai ușoară și poate fi transportată la distanțe mai mari. De asemenea, aș vrea să vă dau și exemplul telecomunicațiilor, care pot servi alte sectoare, ca cel farmaceutic, care este foarte intensiv capital, are nevoie de competențe înalte, exact același lucru în telecom. Telecomul necesită niște investiții foarte înalte. Moldova este o piață foarte mică, totuși, s-au reușit să ajungem în primele 10-15 țări din punct de vedere al tarifelor per unitate de serviciu la internet megabit cu o calitate bună de internet și acesta este un bun avantaj pentru economie. Dar în același timp este un exemplu de organizare a acestui proces. În altele țări, după cum știm, exemplul Statelor Unite chiar susțin și acordă granturi operatorilor care au mai puțin de 10 milioane de abonați. În cazul nostru, întreaga țară este mai puțin de 5 milioane de utilizatori, avem nevoie de suport, dar oricum avem progrese și acest sector este oricum foarte vibrant și are o competitivitate înaltă. De obicei, astfel de piețe au un număr mic de operatori, unul sau doi, pentru unul va fi monopolist. În cazul nostru avem 3 operatori mobili și mai mulți operatori pentru internet. Conexiunea de internet este foarte bine că avem o piață competitivă și noi vrem să menținem acest lucru. Este o țintă pentru noi să echilibrăm reglementarea, politicile, abordarea pentru a menține această competitivitate și capacitatea de a livra bunurile, serviciile la un preț cât mai mic posibil. Scopul nostru este de a menține și de a dezvolta acest sector, să ajungem la obiectivele Uniunii Europene, care sunt foarte ambițioase, inclusiv pentru noi, dar noi încercăm să facem tot ce putem împreună cu operatorii pentru a satisface aceste cerințe, dar în același timp am făcut o analiză împreună cu GIZ și acum lucrăm împreună cu doamna Pașon de la Banca Mondială în supraanalizii zonelor albe, adică zonele care din punct de vedere comercial sunt dificil de atins, de ajuns la ele, dar care trebuie să fie incluse, în special că avem un program de digitalizare, avem servicii publice digitalizate și pentru că oamenii se poate accesa. Vreau să finalizez gândul meu. Deci acest este foarte important. De asemenea, noi am discutat cu reprezentanții Comisiei Europene și considerăm că acest va fi un bun suport pentru acest proiect, pentru a ajunge la toate zonele din Moldova, iar aceasta ne va asigura conectivitatea și apoi accesul la mult mai multe opțiuni și cunoștințe pentru operatori și pentru cetățeni. Cred că aici trebuie să finalizez. Vă mulțumesc!
Yes, 2 minutes, absolutely. Dar m-am cam pierdut, am fost absorbită despre importanța sectoarelor acestei telecomunicații, pentru că abordarea noastră în acest memorandum este să vorbim care sunt politicile sectoriale. Asta ne-ați creat o impresie a acestor politici, dar și ați vorbit despre reformele de reglementare care s-au întreprins. Dar acum vreau să ofer cuvântul sectorului privat, ca să ne spună părerea. Cum vede sectorul privat, cum își vede rolul de a contribui la această creștere? Vreau să-i ofer cuvântul domnului Eugen Cosmolici. S-a menționat deja că este nevoie de reforme de calitate, reforme calitative. Și pentru aceasta trebuie să implicăm la maxim mediul de afaceri, deoarece există potențial acolo, există expertiză în aceste domenii și dacă vrem o implementare bună, trebuie să avem și o discuție consistentă cu mediul de afaceri. Și vreau să vă dau două exemple de colaborare bună în realizarea reformelor în două sectoare. Energia regenerabilă. Ministerul Energeticii a reușit să promoveze agenda surselor regenerabile de energie împreună cu mediul de afaceri, deși Ministerul prognozează o investiție de 200 de milioane de euro în acest sector, însă apetitul este mult mai mare. Noi privim în așteptarea calendarului acesta care să fie deja aplicat, adică finalizat în 2025, când ofertele se vor încheia și vor începe noi evoluții. Apoi un alt exemplu este gestionarea deșeurilor. Avem o lege veche privind, adică textul a fost modificat anul trecut. Am avut discuții bune cu mediul de afaceri și deși legea este implementată, deja a fost modificată în a doua citire în Parlament pentru a fi îmbunătățită și Parlamentul urmează să o adopte. Urmează abia să o adopte în a doua lectură pentru a ne apropia cât mai mult de acquis-ul comunitar. Deci, alinierea cu acquis-ul este unul dintre obiective. Ați menționat energia ca unul dintre obiective și la fel este și obiectivul acestui memorandum, și anume pentru a diversifica sursele de energie. Dar să revenim la chestiunea accesibilității, dar să ofer cuvântul și altor reprezentanți. Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie. De ce mai este nevoie, pe lângă acestea, pentru ca sectorul privat să contribuie la agenda de creștere? Și cei care nu înțeleg, rog să folosească căștile. Așa, eu pun 2 minute. Onorată asistență, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la evenimentul de astăzi. Un eveniment foarte important. Desigur, toate domeniile pe care le-ați prezentat în acest studiu sunt importante pentru economia națională. Eu m-aș opri la 3 din ele. Pe parcursul ultimor 5 ani de zile, noi ca instituție cameral am insistat foarte mult pentru strategie de dezvoltare a industriei în Republica Moldova, de care a vorbit și domnul ministru și mulțumesc pentru acest aspect. Pentru că de la 40% din PIB la 8 și de la 1 milion de angajați la 120.000 este foarte mult. Noi nu vom crește niciodată economia națională. În acest sens, socot că suportul care vine din partea Băncii Mondiale și altor parteneri în ceea ce ține de programul de industrializare este foarte important. Al doilea aspect ține de
Investiții în inovare, cercetare și educație. Nu vom investi în acest domeniu, nu mă vom avea de industrie și alte domenii competitive. Deci nu vom avea o economie competitivă, inclusiv când vorbim despre aderarea noastră la Uniunea Europeană. Și aici când vorbim despre cercetare și inovare, smart, deci domeniul smart este foarte important, aici avem iarăși o strategie, la fel ca și strategia de educație 2030. Aici este foarte important să pregătim cadre în economia națională, ce cere economia Republicii Moldova. Și aici investiții în dual VET și dual superior, care este acum, este foarte important. Și toate aceste trei împreună, dacă le vom dezvolta, va fi nevoie despre facilitarea comerțului, pentru că noi suntem o economie care trebuie să fie orientată spre export. Aici sunt multe bariere în acest domeniu. Noi, ca instituție cameral, împreună cu International Trade Center de la Geneva, am făcut studii care ne-am prezentat inclusiv Ministerul Economiei și trebuie să luăm în considerație cele recomandări, pentru că avem creștere de până la 3% a PIB-ului, luând în considerație cele recomandări. Vă mulțumesc, 2 minute. Thank you very much. I would like now these reflections regarding deci aceste reflexii vorbesc despre rolul sectorului privat, dar să vorbim despre relevanța importanței unui sector privat abilitant, deci care se află în miezul agendei sectorului Consiliului Economic și îl invit pe reprezentantul sectorului Consiliului Economic să vorbească despre prioritățile acestea pentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Da, mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc despre lucrurile cele mai importante pe care le-am făcut în ultima perioadă. Totul a început de la ipoteza că libertatea economică are impact asupra creșterii PIB-ului. Avem un raport al libertății economice în care Moldova este clasificată aproape ca o economie neliberă, raportată la PIB-ul pe locuitor, comparat cu, dacă uităm comparativ cu țările libere, deci diferența este de aproape 10 ori. Aceasta este ideea noastră. După cum a spus vicepreministrul, haideți să încercăm să dereglementăm pe cât de mult posibil și noi asta facem azi împreună cu Ministerul Dezvoltării Economice, să facem o cartografiere a ciclului de viață în 12 sectoare împreună cu colegii noștri, asociațiile. Deci încercăm să găsim lacunele, deci și apropo, sectorul automotiv și farmaceutic se regăsesc pentru aceste sectoare ale noastre. Noi încercăm să găsim constrângeri, dar și intervenții cu impact cel mai mare. Prin politici încercăm să monetizăm impactul și să vedem ce se poate face. Anul trecut, de exemplu, împreună cu colegii de la Ministerul Dezvoltării Economice, am reușit să generăm 4 pachete de dereglementare care au dus beneficii de aproape 1 miliard de lei anual. Pentru anul curent, avem ambiția să generăm economii anuale de 5 miliarde pentru comunitatea de afaceri, care înseamnă 2% din PIB. Însă acum despre acest proces de dereglementare. Am adăugat o altă dimensiune, adică armonizarea legislativă cu UE. Deci, pe de o parte, putem spune că acestea sunt obiective care concurează între ele. Toată lumea se așteaptă că odată cu armonizarea legislativă, apropierea de UE, viața și activitatea comunității de afaceri se va fi mai complexă, mai dificilă, dar nu este adevărat. Avem exemplul statelor baltice, care au avut o performanță mai bună la capitolul Doing Business în acea perioadă.
performanța s-a îmbunătățit la capitolul de rulării afacerilor. Deci noi considerăm că dereglementarea trebuie să se facă foarte inteligent, trebuie să protejăm producătorii locali în măsura posibilă, împreună cu Biroul de Reintegrare și cu Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, vrem să implicăm cât mai mult comitate de afaceri în acest proces pentru a avea o mai bună comunicare și comunicare de asemenea pentru pregătirea comiteții de afaceri pentru instrumentele de aderare, instrumentele de sprijin în procesul preaderare și acestea ar fi măsurile pe care noi le propunem și le întreprindem de partea noastră dacă ne dorim să avem o creștere economică mai bună și pentru asta trebuie să raportăm, să măsurăm totul raportat la creșterea PIB-ului. Și atunci vom avea răspunsuri clare cum reușim să avem un impact. Da, bineînțeles că aveți dreptate, nu trebuie să ne convingeți pe noi în acest sens, doar că datele spun lucruri complexe, dar aveți dreptate, trebuie să avem abordare complexă și să ne uităm la indicatorii cheie de performanță, dar ați avut idei excelente. Când ne gândim, de exemplu, la abilitarea climatului de afaceri, trebuie să ne îndreptăm atenția și pe concurența, libertatea concurenței, pentru că acum s-a inclus un nou indicator privind politica concurențială, unde se examinează concurența la nivel foarte detaliat, pentru că avem nevoie de politici competitive. Vreau să-l întreb pe reprezentantul Consiliului Concurenței Moldova. Cum reușește, cum contribuie Consiliul? Da, mulțumesc că ați menționat o serie de probleme, de provocări în calea dezvoltării economice legate de politica concurențială, competitivitatea economică. Noi, ca fiind Autoritatea Națională în domeniul concurenței, ne uităm mai degrabă la nivelul punerii în aplicare decât la nivelul politicii, la nivelul implementării. Și aici ne axăm pe trei domenii principale. Prioritatea numărul 1 este combaterea practicilor anticoncurențiale, prevenirea practicilor de cartel, inclusiv în sectorul achizițiilor publice, dar și prevenirea abuzului de poziție dominantă. Acestea sunt domeniile cheie pe care noi ne accentuăm atenția. De asemenea, asigurarea controlului fuziunilor are importanță cheie în țară, într-o țară mică. De asemenea, concentrarea pe piață, concentrările pe piață într-o țară ca Moldova. Deci acestea sunt prioritățile noastre. Dar în pofida eforturilor de asigurarea creșterii, uneori chiar și cu intenții bune, rezultatele nu sunt pe măsură. Când statul vine cu diferite măsuri de suport, aceste intenții bune uneori pot să aibă și impacturi negative asupra pieții și pot să distorsioneze mediul de concurență. De aceea, o altă componentă activității noastre, asigurarea controlului ajutorului de stat. Ajutorul de stat este necesar ca un mijloc de a promova creșterea economică, dar trebuie să se facă maniera de a nu distorsiona concurența, competitivitatea. Deci, vorbind despre toate aceste lucruri, noi nu putem spune că implementarea regulilor concurenței nu este unica modalitate de a obține aceste scopuri, a implementa aceste scopuri. Nu doar prin punerea în aplicare, prin implementare, nu o să reușim. Ne trebuie cooperarea cu
actorii relevanți, importanți și nu doar de asemenea și cu factorii de decizie, factorii politici, dar și sectorul privat, mediul academic, pentru că deficitul de specialiști de calificați se resimte nu doar în sectorul privat, ci și deja în sectorul administrativ. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult. Vreau și eu să accentuez acel punct pe care l-ați spus, adică necesitatea de a conlucra mai întâi strâns cu sectorul privat. Ora asta încercăm să facem noi, să discutăm politicile publice la acest capitol și eforturile de armonizare a politicilor cu acquis-ul comunitar. Dumneavoastră ați menționat că uneori distorsiunile potențiale pot fi cauzate de ajutorul de stat. Aș vrea să-l întreb pe domnul Adrian Lăpușor de la Expert Group dacă considerați că există aceste reguli de joc egale pentru piețele din Moldova. Da, vă mulțumesc foarte mult. Da, eu susțin constatările și acestui raport privind eficiența de alocare negativă. Cred că este o oportunitate bună pentru noi să punem în discuție cum să facem o tranziție mai rapidă către un model de creștere economică care să fie bazat pe valoare adăugată și pe calitatea locului de muncă, deci abilități, decât pe numărul acestora. Noi vom publica, adică urmează să fie publicat raportul de țară al nostru, dar eu observ că și ministrul și Ministerul Economiei este pe aceeași undă, pe aceeași poziție cu noi, anume necesitatea de creștere, de modificare a modelului de creștere, pentru că acesta nu mai aduce rezultatele scontate, dar s-au menționat problemele, printre care și emigrarea populației apte de muncă și investițiile limitate, care sunt la nivel mai mic decât investițiile necesare. Eu m-aș axa pe două priorități care trebuie să fie pe agenda guvernului pentru a sprijini tranziția către un nou model de creștere. Ori acest lucru nu se poate face, nu se va baza doar pe forțele pieței, deși eu cred în sectorul privat, în economia liberă. Oricum, deși sunt liberal în acest sens, dar cred că guvernul are un rol important aici, prin accentuarea două aspecte cheie. Primul fiind reforma sectorului întreprinderilor de stat și aici guvernul a introdus politica proprietăților de stat. Toate ingredientele sunt, se regăsesc în această politică, adică avem nevoie de multă transparență, digitalizarea proceselor în cadrul acestor întreprinderi de stat, limitarea ingerinței politicului. Avem nevoie de parteneriate public-private de calitate. Deci avem toate aceste puncte deja în documentul pe care l-am menționat. Apoi, avem nevoie de o cooperare mai bună între instituțiile de stat care sprijină sectorul privat, care se implică cu sectorul privat. Avem mai multe modalități, multe vehicule prin care statul acordă ajutor de stat, acordă sprijin întreprinderilor, dar trebuie să aplicăm principiile de bună guvernare în acestea, adică separarea deciziilor de finanțare de factorul politic și mai multe elemente cheie de bună guvernanță pe care le cunoaștem cu toții, adică ce puțin noi prezenți la această masă aici le cunoaștem, doar că trebuie să le punem în aplicare și vreau să doresc succes guvernului odată ce a proces deci s-a angajat în aceste reforme și
vom urmări implementarea acestora. Deci, ați adăugat în această discuție agenda de reformare a întreprinderilor de stat. S-a spus mult, dar rămân provocări în implementare. Și asta ne duce înapoi sau se legă și cu îmbunătățirea accesibilității piețelor de Moldova. Nu știu dacă avem reacții la aceste puncte din partea autorităților prezente. Dacă nu, atunci mergem mai departe. Un alt lucru pe care Alexei l-a menționat adineaur este competitivitatea, adică concurența și competitivitatea nu sunt același lucru, dar merg mână în mână. Adică întrebarea mea este în ce măsură întreprinderile Moldova reușesc și pot să concureze pe piețele externe. Domnule Alexandru Ștatan, rector ASEM, ce credeți? Întreprinderile Moldova sunt pregătite să concureze? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumim pentru acest raport. Unul foarte interesant. Și revenim la titlul realizarea, atingerea standardului Uniunii Europene pe parcursul unei generații și dacă ne gândim că suntem acum pe calea aderării la UE, aș vrea să accentuez două problematici cheie care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante. Primul este prețul și competitivitatea prețurilor și a doua capitalul uman, dezvoltarea capitalului uman prin educație de calitate, doar ce reprezintă sectorul academic. De adevăr, noi am făcut progres. Îmi amintesc de timpurile când 5-6 în urmă când se publicau aceste rapoarte ale competitivității în Moldova, când adică se publica acel raport sub auspiciile Ministerului Economiei și pot să spun că am făcut un progres semnificativ. Și dacă mergem pe premisa că aderăm la UE în 2030, să zicem, noi încă nu suntem pregătiți pentru a concura pe piața internă a UE. La noi nu avem problema productivității reduse. Sectorul, avem sectoare de valoare mică, deci produse cu valoare mică și vedem și anumite slăbiciuni instituționale care pot să reprezinte obstacole destul de semnificative. Dacă este să vorbim despre competitivitatea externă a Moldovei, aceasta este încă joasă, încă redusă, în cauza faptului că am văzut o apreciere rapidă a ratei de schimb și creșterea bruscă a costului muncii de altă parte, și aceste două constrângeri sunt destul de critice. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman, mai sunt necesare reforme de îmbunătățire a calității procesului educațional, adică programe ample cu scopul de a asigura tranziția lucrătorilor către activități cu valoare adăugată mare și avem scopul de a stabili colaborări cu sectorul privat pe plan național și internațional pentru a crea un mediu competitiv pentru a putea face față acestor provocări. Deci, fără a aborda aceste limitări structurale, probabil creșterea economică pe termen mediu și competitivitatea externă vor continua să fie supuse riscurilor. Noi ne confruntăm deja cu probleme în
ce privind investițiile în capital uman și în infrastructură, acestea trebuie să fie prioritizate. Domnul ministru Alaiba a menționat deja din păcate noi nu avem exporturi de valoare înaltă. Exporturile noastre se cifrează la doar 3-4% din exporturile noastre sunt high-tech, în tehnologii înalte. În principal avem produse primare de valoare mică, valoare doar adăugată mică, și de aceea trebuie să asigurăm o tranziție a forței de muncă, adică o recalificare pentru abilități mai bune. Ne mulțumesc foarte mult. Asta ne duce la un alt mesaj cheie al acestui memorandum. Vedem că Moldova se mișcă încet dinspre exportul valorii, produselor de valoare mică, înspre o creștere spătată, înspre exportul sectorului produselor de valoare înaltă, în sectorul electronic, dar acum să vorbim despre inovare și aș vrea să-i ofer domnului, cuvântul domnului Chiosa, la Ministerul Educației. Cum politicile inovative pot să fie un ingredient important în acest sens? Foarte succint. Vă mulțumesc. Într-adevăr, la nivel de minister, noi am elaborat două politici naționale, Programul Național pentru Cercetare și Inovare pentru următorii ani și Programul de Specializare SMART 28-29, care noi suntem prima țară din parteneriatul ESTEF, din care avem așa de document, și inovația a fost inclusă în ambele documente și noi avem măsuri prin Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Avem apeluri pentru proiecte de inovare, transfer de tehnologii, voucheri, dar noi știm că aceste măsuri nu sunt suficiente și pentru a îmbunătăți situația, ministerul a spus că vom lansa un fond național de inovare care avea scopul specific de a majora cooperarea și inovarea la nivel național și cooperarea între afaceri și mediul academic este crucială și am avut ședințe cu reprezentanții sectorului privat și au spus că vreau să coopereze în ceea ce privește cercetările și că va ajuta ambele sectoare. Și de asemenea, când vorbim despre infrastructură și cercetare, este esențial să avem aceasta și cu ajutorul băncii mondiale vom primi fonduri pentru a dezvolta infrastructura de cercetare, în special în domeniul specializărilor smart, și anume energie, biofarmaceutice, agricultura. Deci avem politici bune, dar trebuie să le implementăm cu ajutorul partenerilor internaționali, Banca Mondială și Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Ați menționat într-adevăr niște instrumente foarte specifice. Îmi place abordarea, nu doar apeluri, dar de asemenea fondul de inovații, cât de critic el poate să fie. Noi avem experiență în Banca Mondială în ceea ce privește tipul de impact pe care astfel de fonduri pot să le aibă. Bine. Acesta este, avem o agendă foarte bogată, care am acoperit deja câteva sectoare din memorandum și încă un sector sunt investițiile și atragerea investițiilor. Din păcate, Invest Moldova trebuia să participe, dar reprezentantul lor a avut o urgență de ultim moment și nu a putut să se alăture. Și vreau să rog pe doamna Mila Milărau, care este vice-directorul executiv la AMCEM. Deci ce trebuie de făcut pentru a atrage sau ce deja funcționează pentru a atrage investițiile străine în Moldova. Bună dimineața, colegi! Mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc și pentru raport. Noi recent am rugat comunitatea membrilor AMCEM referitor la constrângerile care se întâmplă pentru a extinde investițiile în Moldova și, într-adevăr, prima constrângere este situația geopolitică, dar a doua și cea mai importantă constrângere pe care ne-a raportat-o este accesul la capitalul uman și productivitatea muncii. Deci, acest set de reforme pe care voi le sugerez
pentru implementarea planului de creștere. Noi vrem să facem parte din el și îl vom susține. Acum, al doilea lucru este atracția investițiilor și atragerea investițiilor în afaceri, în ceea ce privește PIB-ul și creșterea PIB-ului din punct de vedere al investițiilor directe. Aceasta este foarte important, reprezintă aproape 35% din PIB și, prin urmare, este important că mediul de afaceri întotdeauna trebuie să fie îmbunătățit pentru a spori atragerea investițiilor. Acum vedem schimbări pozitive în activitatea agenției de atragere a investițiilor. Sunt foarte multe resurse care se plasează în această agenție pentru a încuraja aceste activități. Dar încă un lucru pe care noi l-am observat recent este legislația nouă care se referă la screening-ul FDI, investițiilor directe, externe, și eu presupun că nu toți în această încăpere știu despre această legislație care a fost aprobată în 2021 și acum a început să fie pusă în implementare și legea a intrat în vigoare. Printre altele, Moldova este unica țară candidat care a aprobat astfel de legislație. Noi, ca comunitate, am descoperit câteva lacune și considerăm că o parte din aceste norme creează niște riscuri pentru capacitatea țării de a atrage investitorii străini. În esență, este inspirată din legislația UE, dar în esență această lege are scopul de a proteja securitatea națională și a evalua anumite tipuri de investiții și a le bloca în cazul în care se constată niște riscuri naționale și o parte din investițiile externe străine nu trebuie să fie permise în anumite domenii economice. Și este interesant că aceste domenii economice care sunt protejate de lege sunt exact aceleași domenii pe care noi vrem să le dezvoltăm, și anume telecomunicații, sănătate, energie. Deci principalul aspect despre această legislație este că această lege să fie foarte transparentă, să putem comunica foarte mult despre această legislație, în special cu cele categorii de profesioniști care intermediază procesele investiționale și sunt intermediari între investitori și autoritățile naționale, pentru că pentru unele investiții regionale de grup, evaluarea unor astfel de acest tip de legislație poate să fie o barieră chiar de la început. Unii investitori pot să decide să nu investească după ce evaluează riscurile acestei legislații. Ea trebuie să fie transparentă și proporțională și țintită și justificată. Îmi plac toate aceste cuvinte, transparent, toate aceste patru cuvinte. Mi se pare că unul dintre lucrurile pe care le-ați menționat aici, și anume că există o reformă care se face în ceea ce privește screening-ul acestei legislații și relierea cu standardele UE. Și dacă vorbim despre reforma justiției, trebuie să întreb domnul Radu Marian din Parlament. Există un șir de reforme legislative despre care am discutat astăzi și care, cu siguranță, aveți altele la care lucrați. Care este abordarea Parlamentului față de armonizarea și aderarea la UE? Vă mulțumesc foarte mult tuturor și pentru invitație și pentru prezentarea acestui memorandum. Evident, pentru a avea o creștere mai rezilientă, scopul nostru principal este să aderăm la UE. Acesta este obiectivul nostru strategic ca instituție, ca parlament, ca partid de guvernament, și aceasta ne va ajuta să raliem legislația și regulile la piața unică. Ați menționat mai devreme despre economiile de scară. Noi suntem o țară mică și pentru a realiza aceste economii de scară, noi trebuie să
raliem regulile noastre la o piață mult mai mare, ca să fie mult mai ușor pentru investitorii locali și internaționali să investească noi în țară. Acesta este rolul nostru ca Parlament. Noi trebuie să evaluăm legislația și regulile pe care trebuie să le adoptăm și trebuie să ne asigurăm că sunt la maximum raliați cu Uniunea Europeană. Am avut această știre bună că putem exporta carne de pui în Uniunea Europeană și aceasta se datorează unor modificări legislației și reguli și laboratoare și este un exemplu concret a ralierii regulilor la care deschid mai multe drumuri. Legislația SEPA va fi foarte importantă pentru noi, de asemenea trebuie să ne uităm la screening-ul investițiilor pentru elaborarea legislației, pentru că într-adevăr este o problemă acolo. De asemenea, noi supraveghem acest proces. Aderarea la UE ne va ajuta cu investițiile publice, acesta este unul din stimuli creșterii economice principale, dar o parte din întrebările pe care vreau să le aspectele pe care vreau să le subliniez este în primul rând capitalul uman, este o restricție foarte mare, o constrângere foarte mare. Eu cred că există această recomandare generală că, da, într-adevăr, trebuie să găsim soluții pentru a rezolva problema, este o problemă mare, dar cum? Noi nu avem date exacte. Eu nu cred că acest guvern avem cifre exacte referitor la cât de mulți oameni avem nevoie pentru a avea o performanță mai bună în sectorul automobilistic, farmaceutic. Eu cred că există o confuzie în ceea ce privește cine este liderul pentru implementarea economiei, Ministerul Economiei sau altcineva. Noi nu știm câți oameni trebuie să atragem. Noi avem potențial cu femei, avem 150.000 de femei pe care pot să le ajutăm, să le încurajăm să iasă la lucru. Dar câți oameni trebuie să atragem de peste hotare și altele? E o problemă mare. Eu știu că trebuie să vină această informație la Ministerul Muncii și noi lucrăm și noi sperăm până sfârșitul anului să facem mai flexibile regulile de imigrare. Dar aceasta este o problemă. Noi trebuie să mergem mai detaliat. Avem aceste recomandări generale. Trebuie să îmbunătățim forța de muncă, dar exact ce trebuie să facem? Ce cifre trebuie să realizăm? Eu cred că aceasta este o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm cât mai repede posibil. Și aspectul extern, război, nici nu am vorbit deloc despre el, dar este elefantul din cameră. În următoarele 6 luni vom avea schimbări fundamentale în regiunea noastră. Președintele Trump vine, există niște întrebări despre puterea dolarului american. Ce vom face în această privință? Și cred că acestea sunt niște întrebări fundamentale. Noi suntem o țară mică, o țară importatoare. Ce se întâmplă în prejurul nostru? Eu cred că este și important și facem în interior. Dar eu n-am văzut raportul, nu am citit raportul, iar războiul este cel mai mare barieră la investiții și atunci trebuie să ne întrebăm, mergem mai departe cu aceste reforme sau trebuie să fim mai curajoși? Sunt niște întrebări fără răspunsuri încă. Da, sunt niște întrebări importante la care nu avem răspunsuri, dar sunt relevante și cred că noi putem să le discutăm. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului Eugeniu Harabara. După toate aceste discuții despre reformele structurale din sectorul privat, din sectorul public. Haideți să ne gândim la convergența reformelor și cum acest memorandum se converg cu planul de creștere a Moldovei. Care este opinia noastră în acest sens? Vă mulțumesc, Graciela. Mă bucur că am putut participa la această discuție. Cred că relația este destul de evidentă. Memorandumul vorbește despre 3 priorități primare, creșterea productivității, investițiile publice și capitalul social. Eu cred că aceste 3 elemente sunt prezente și în planul de creștere și în planul de creștere este mai mare din punct de vedere a obiectivului, dar vorbește și despre prevederile fundamentale și schimbarea climei, care sunt elemente importante care nu au fost discutate azi. Din cauza timpului limitat, cred că voi menționa importanța de accelerare a eforturilor de investiții publice și dezvoltarea infrastructurii ca parte a modelul de creștere pe termen lung prezentat de Banca Mondială. Un element important este de a majora cheltuielile
pentru investițiile publice până la 5-7%, care este un element cheie pentru a menține creșterea pe termen lung a PIB-ului. Și, prin intermediul fondului de creștere, Moldova are scopul de a majora din utilizând jumătate din fondurile disponibile în infrastructură. Pe termen lung, de asemenea, este important să cuplăm acest reform cu reformele politice și instituționale adecvate, cum au menționat colegii mei, importanța de a restructura gestionarea întreprinderilor de stat, care ne va permite să facem investițiile în infrastructură mai sustenabile, dar de asemenea de a uni aceste investiții cu piețele sectorului privat. Iată de ce, dacă facem acest lucru pe termen mediu și lung, pe intermediul planului de creștere, avem scopul de asemenea să ajungem la 2,5 miliarde de investiții private, care iarăși sunt un element esențial pentru LTGM-ul Băncii Mondiale. Ceea ce vreau să menționez în ceea ce privește infrastructura, ca parte din planul de creștere, avem un focus pe trei piloni: conectivitatea, securitatea energetică și infrastructura digitală, plus transformarea digitală ca un obiectiv comun pentru toți trei piloni. Combinăm toate aceste elemente, aceste trei elemente cu susținerea creșterii economice și avem posibilitatea realistă pentru acest model pe termen lung de creștere. Eu de asemenea sunt de acord că este imposibil de a menține abordarea obișnuită și în același timp să mergem spre integrarea în Uniunea Europeană și să obține convergență cu veniturile din UE într-o singură generație. Și în ultimul rând, dar la fel de important, vreau să menționez importanța încadrării în toate aceste aspecte tranziția verde și ca parte din planul de creștere și a reglementării, noi trebuie de asemenea să utilizăm o sumă mare din fonduri în proiecte de schimbarea climei, inclusiv, dar nu limitat la decarbonizare, sectoarele transportului și energie și multe altele. Dar dacă ne uităm din punct de vedere economic, acestea sunt de asemenea declanșatoare economice. Sunt elemente care pot poziționa Moldova într-o poziție foarte favorabilă și să ofere oportunități economice foarte concrete pe termen scurt. Vă mulțumesc mult! Nu s-a inclus microfonul. Thank you so much and colleagues. Mulțumesc foarte mult, colegi la Banca Mondială. În ceea ce privește memorandum, este foarte important pentru că oferă idei care sunt similare cu ceea ce gândim noi și confirmă o parte din ideile noastre și oferă și o perspectivă nouă care este foarte importantă pentru noi. Vreau să mă acces pe strategia națională pentru dezvoltare economică care a fost adoptată recent de către guvern și principalele sale priorități sunt de a susține anumite sectoare și mă bucur foarte mult că acest set de documente elaborate de Banca Mondială acoperă toate aceste sectoare. Un alt punct este dezvoltarea serviciilor care
după cum a spus domnul Gaibo, care este unul de principalele stimulatoare a economiei și a creșterii pentru PIB-ul nostru și pentru PIB-ul UE și, de asemenea, capacitarea mediului de afaceri. Noi vrem să extindem cooperarea noastră cu Banca Mondială cu privință la insolubilitate și alte reforme care sunt foarte necesare. Aș vrea să fiu foarte succintă. Noi trebuie să majorăm productivitatea afacerilor locale, să le facem mai competitive, să le raliem cu prioritățile tranziției verzi și să mișcăm economia noastră spre o tranziție justă împreună cu piața noastră din UE. Noi știm că aceste direcții poate sunt puțin revoluționare pentru Moldova, pentru că nimeni nu a făcut acest lucru până acum și eforturile în ministerul nostru de digitalizare și împreună cu Consiliul Economic de Capacitare a Mediului de Afaceri este ceva foarte noi. Noi trebuie să pilotăm și acest lucru nu este ușor și aș vrea pur și simplu să mulțumesc pentru susținere și să sperăm că vom avea multe recomandări de partea echipei noastre pentru alte sectoare ca să putem beneficia de această analiză comună, brainstorming și ca calea noastră să devină mai scurtă. Vă mulțumesc și eu. După această reflexie aș vrea să dau cuvântul iarăși mandrul nostru de țară și și ministrul economiei. Eu aș auzit foarte multe și să ne dea un ultim cuvânt, un rezumat asupra discuției de astăzi. Cred că am văzut că această discuție este o dovadă că gândim la fel. Și acum trebuie să vedem cum ne mișcăm înainte, prin ce modalități, pentru că este un lucru care nu este ușor deloc, nu există o soluție magică, presupune foarte, foarte multă muncă. Va trebui să reformăm, să vină reformă după reformă, să îmbunătățim eficiența din interiorul guvernului, pentru că uneori, sincer vorbind, și trebuie să recunoaștem onest că uneori ceea ce credem că va dura o lună durează de fapt 5-6 luni și noi vom putea realiza îndeplini acest scop ambițios dacă vom reuși să fim eficienți pe intern, dacă vom atinge obiectivele la timpul cuvenit, pentru că pentru mine cea mai mare valoare este comunicarea cu sectorul privat, implicarea asociațiilor de afaceri, ascultarea pozițiilor acestora, pentru că deseori, dacă ne limităm doar la opinia funcționarului public care niciodată nu a activat în sectorul privat, atunci putem fi induși în eroare. Nu vom putea înțelege cum stau lucrurile și cât de gravă poate fi situația, dar aceasta este o problema pe care o putem evita prin implicarea sectorului privat, prin a reuși să schimbăm modalitățile de gândire a funcționarilor publici pe multe chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții inspiraționale. Acestea confirmă că suntem pe calea cea bună, doar că trebuie să ne mișcăm mai rapid pentru a obține aceste rezultate nu peste ani, ci mult mai rapid. Vă mulțumesc, domnule ministru. Cred că le-ați spus cam pe toate. Când a spus primul cuvânt cum să facem, deci noi de știut știm cu toții ce avem de făcut, dar cum se face este cel mai dificil. Și încă un lucru să mai spun, aderarea la UE este ca o ancoră, este o ancoră foarte solidă și asta se leagă de al doilea lucru, și anume prioritizarea. Adică, și asta poate fi o modalitate de a prioritiza, pentru că se pot face foarte multe lucruri bune dacă știm
cum. Și anume, de aceea prioritizarea devine foarte importantă. Și un ultim lucru, noi suntem aici ca să vă susținem. Suntem foarte bucuroși că memorandumul economic de țară este util, vă este util și discuțiile acestea sunt importante și noi vă asigurăm că suntem dispuși și pe viitor să lucrăm împreună ca să facem ca lucrurile să meargă mai rapid. Vă mulțumim mult, Inguna. Eu mai adaug prioritizarea și alegerea consecutivității pașilor. Domnul viceministru spune că trebuie să înfăptim reformele, avem mult de lucru. Pentru asta aveți nevoie de instituții de piață puternice. De asta ele sunt prezente cu noi la această masă. Dar ele trebuie să-și realizeze mandatul. Mandatul lor este unul foarte amplu, foarte larg. Și încă un lucru este important absolut să se comunice bine cu sectorul privat, să există un dialog inclusiv și ca actorii, părții interesate să fie implicate în acest proces de parteneriat împreună cu instituțiile de piață, mediul academic, împreună cu Uniunea Europeană, să se discute acest subiect. Deci mulțumim tuturor pentru participare. Haideți să ne aplaudăm. Acum luăm o scurtă pauză de cafea.